Bună seara, mister. Plecați încruntat de la stadion în seara asta și vă faceți calcule începând, cred că din noaptea asta, puteți rezolva în această seară, cu siguranță sunteți foarte dezamăgit. Da, am făcut un meci slab, cel puțin am intrat cu teamă, știam că am și vorbit la flash-uri, că vor veni peste noi încă din primul minut, jucau și acasă și publicul l-am simțit încă din meciul din sezonul regular, însă în prima repriză, în afară de cornere pe care le-au avut, într-adevăr foarte multe cornere, ocazii n-au existat, din contră situațiile mai bune au fost ale noastre. Dar mă deranjează și sunt supărat că am jucat după ce am primit golul. Dar asta e viața. Au fost 7 meciuri pozitive, acum vine această înfrângere. Nu știu, o fază, am făcut o greșeală, am luat golul ăla, nu știu dacă merita mai mult, pentru că, sincer, nici ei n-au avut ocazii, dar, într-adevăr, au avut posesia. Rămâne lupta, așa cum am spus-o de foarte multă vreme, până în ultima etapă. Greu să îi motivați pe, sau a fost mai greu să îi motivați pe jucători? Știu că sunt bonusuri și inclusiv declasarea, adică nu doar evitarea de locurile de baraj. E greu cumva după tot sezonul ăsta nebun și după ce ați obținut victoria din etapa precedentă, cumva ați simțit așa că a fost mai greu? Ne-am dorit să câștigăm toate meciurile, cred că toată lumea și-ar dori asta și toți jucătorii și toți antrenorii. Nu se poate, pentru că avem adversari în față, avem și momentele noastre mai puțin bune, repet, însă am început rău, s-a văzut că ne e teamă, forcing-ul lor pe început, dar nu, este greu, mi-a fost greu tot sezonul, sau cel puțin mai ales după ce am pierdut acele puncte, dar băieții au arătat caracter și până la urmă au revenit și odată cu au victorii și cu rezultate pozitive, au crescut și ca moral și am urcat un pic în clasament, pentru că știți foarte bine, play-out-ul am început pe loc de baraj, dar câștigi puncte și totuși ești acolo și nu te relaxezi, n-ai cum să te relaxezi, pentru că matematic n-ai punctele necesare ca să scapi și de baraj. Este greu, dar mergem înainte. Dar cum e, așa din ce ați simțit în sezonul ăsta, cum vi se pare că echipa joacă mai bine când are cuțitul la os și cumva e disperată, sau dimpotrivă când e relaxată? Că astăzi am văzut a doua variantă și nu prea a fost bine. Da, au fost momente în care am jucat bine odată cu un rezultat, două pozitive. Asta arată că, căpătând încredere, au jucat mai dezinvolți. Acum, cum spui și tu, da, veneam după o serie pozitivă, trebuia să fim dezinvolți, dar nu de maniera în care relaxați. Oricum, am vorbit cu ei și nu, chiar n-au fost relaxați. Dar un pic așa, teamă, poate se gândeau să nu luăm gol pe început de joc, pentru că, repet, știam ce se va întâmpla, dar nu, îi felicit pentru efort, efortul a fost unul mare, jocul, recunoaștem, a fost unul nu foarte bun din partea noastră, mergem înainte, mai sunt 3 finale. Mulțumesc! Seara bună!